Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Robert Șișcă și ne pregătim pentru prima partidă a zilei în această etapă a șaptea din Superliga României. Suntem la Pitești pentru confruntarea dintre FC Argeș și Chindia Târgoviște. CS Mioveni este ceva mai liniște în vestiarul trupei antrenată de Andrei Prepeliță. Îmi vine această nouă reacție pe fază ofensivă pentru piteșteni. Execuție bună pe poartă. Distanță mare, Ișvan, dacă nu mă înșel, în pule la încercare acolo pe Căbuz. Pericolul abia acum se termină. O execuție cu piciorul stâng la care Cătălin Căbuz reușește să intervină cumva o anumită ținută. Aici din nou execuție pe poartă. Alexandru Ișvan, noi revedem cornerul de mai devreme. Excelent acolo. Aici FC Argeș din nou posibil periculoasă, reluare cu capul. Excelent Alexandru Ișvan este, lasă spațiu acolo pentru a se îndrepta spre balon. Marius Constantin, greșeală mare, gol! Ce eroare comite Constantin! Ce vă spuneam, doamnelor și domnilor? Doru Popa Duke în spatele lui Daniel Popa profită Chindia Târgoviște. Este tiparul de echipă oportunistă care se baricadează în defensivă și care, dacă te-a prins într-o astfel de situație, n-are cum să greșească. Chindia are avantaj de 1-0, dar greșeala lui Marius Constantin este una de neînchipuit. Atât de sigur a fost Constantin că va trimite către Straton, încât această siguranță te poate pedepsi. Constantin lasă acel balon să cadă. Din prima greșește, ulterior îl are sub control pentru a doua șansă și comite eroarea decisivă. Zonă de acțiune, dar cât de înțelept, pentru că nu putem vorbi despre o acțiune ofensivă a trupei lui Mihalcea. Iată ce se întâmplă aici, din nou greșeală. Popa, ocazie mare, imensă, pentru că este o forfecare acolo pe atacul... Iacolis aruncă puternic acest balon pentru o deviere și reluarea pe care o are Dorian Bertrand. Rămâne în inferioritate numerică și iată ce se întâmplă. Doru Popadiu care șansa de 2-0. Urmărește acolo Vorobiova, comite fault, este balon șutat din afara careului. Semnată execuția de Andrei Șerban, însă am impresia că putem vorbi despre un fault după acest balon respins. Aceasta este faza mână pe adversar din partea lui Vorobiova. Ne-am eliminat de curând din cupele europene, din drumul către grupele UEFA Conference League. Execuție bună din afara careului aici, cea pe care Marius Constantin o are. Putem vorbi însă de o zi mai puțin fastă. Reacție cu gol! Superb Eurogol la Pitești, minutul 58. Golazo realmente și bucuria lui Garita, atacantul piteștenilor. Relansează partida. Bucuria acestuia deja a devenit clasică. Garita, omul care o aducea în avantaj în derbiul Argeșului, etapa precedentă pe FC Argeș cu CS Mioveni, recidivează cu ghilimelele de rigoare. Revedem de unde pleacă totul. Repunere de la margine, Tofan, balon prelungit acolo în luptă pentru el Ișvan. Și ce reluare poate să aibă Garita pe spate, de lângă Celea, nicio șansă. Cătălin Căbuz. Căbuz acolo are partea lui de vină, să-mi fie cu iertare, fără să minimalizez din în minutul 58. Aici centrare periculoasă, Popa salvează Straton de sub bara transversală. Exact ce vă spuneam, doamnelor și domnilor, diferența aici se face. Straton într-o situație identică, într-o oarecare măsură, cu cea pe care Căbuz a avut-o. Acul Akhmatov. Centrare aici, atenție, gol! Marchează Alexandru Ișvan, minutul 76. Până la urmă,
Această strategie cu acțiuni în flanc și centrări dă roade pentru echipa lui Andrei Prepeliță. FC Argeș întoarce rezultatul de la 0-1. Are 2-1. Multă bucurie în tribunele arenei Nicolae Dobrin din Pitești. Alexandru Ișvan, omul potrivit la locul potrivit, vine la bara a doua, îndeplinește o simplă formalitate foarte ușor de asta dată depășită echipa lui Adrian Mihalcea. Se face între timp minutul 77, iată de unde pleacă totul, distanță mare, distanță imensă acolo a fundașilor central față de propriul careu pe acțiunea, avându-l în prim plan pe Tofan. Tofan însă găsește puterea să țină mingea în teren, să o arunce la bătaie în careul de 6 al trupei vizitatoare, unde urmărește perfect Ișvan, scăpat din marcajul lui Tibi Căpuș.